Frații mei, familia Tiron, fratele Ionică, sora Violeta, copii, ne mulțumesc pentru că în încercarea prin care ei au trecut, știți că sora Violeta a fost operată, acum este mai bine și mulțumește Domnului și mulțumește Bisericii pentru sprijin în rugăciune. Fratele Avram Cândea este cu noi în seara aceasta, dânsul a trecut printr-o altă încercare, printr-un nou stroc. Sora Lidia este cu noi, alături de frații care i-am vizitat la spital sau acasă, am văzut în familia aceasta un exemplu frumos, iar în sora Lidia ceva ce se potrivește cu tema acestei seri. Sunt ca părinții noștri, pentru alții ca bunicii noștri și avem respect pentru oamenii cu părul cărunt, care în neputința trupului la vârsta aceasta înaintată se ostenesc atât de mult ca să vină la adunare. Sunt așa de impresionat pentru că bătrânii fac eforturi foarte mari să vină la adunare, iar tinerii, în zburdălnicia tinereții lor, nu prețuiesc părtășia cu frații. Ne rugăm pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, să lucreze Dumnezeu în viața lor și să înțeleagă că viața este scurtă, să prețuiască întâlnirea cu Domnul și cu biserica, pentru că lucrurile acestea rămân. Scumpii Domnului, permiteți-mi în această seară să citesc cu dumneavoastră cuvântul Domnului din 1 Samuel. Vreau să citesc despre Ana. 1 Samuel, capitolul 1. Sunt 28 de versete și o să le citesc pe toate. Era un om din Ramataim Tsofim, din muntele lui Efraim, numit Elcana, fiul lui Eroham, fiul lui Elibu, fiul lui Tsobu, fiul lui Tsuf Efratit. El avea două neveste, una se numea Ana, iar cealaltă Penina. Penina avea copii, dar Ana n-avea. Omul acesta se suia în fiecare an din cetatea sa la Silo, ca să se închine înaintea Domnului oștirilor și să-i aducă jertfe. Acolo se aflau cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, preoții ai Domnului. În ziua în care și-aducea Elcana jertfa, dădea părți nevestei sale Penina tuturor fiilor și tuturor fiicelor pe care le avea de la ea. Dar Anei îi dădea o parte îndoită, căci iubea pe Ana, dar Domnul o făcuse stearpă. Potrivnica ei o înțepa deseori ca să o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă. Și în toți anii era așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. Elcana, bărbatul ei, zicea: Ana, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți-e întristată inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Ana s-a sculat după ce au mâncat și au băut la Silo. Preotul Eli ședea pe un scaun lângă unul din ușiorii templului Domnului. Și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea a făcut o juruință și a zis: Doamne Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta, și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. Fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei. Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca, dar nu-i se auzea glasul. Eli credea că e beată și i-a zis: până când vei fi beată, du-te de te trezește. Ana a răspuns: nu, domnul meu. Eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băutură amețitoare, ci învărs sufletul înaintea Domnului. Să nu iei pe roaba ta drept o femeie stricată, căci numai prea multa mea durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. El a luat din nou cuvântul și a zis: du-te în pace și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care i-ai făcut-o. Ea a zis: să capete roaba ta trecere înaintea ta, și femeia a plecat. A mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. S-au sculat dis de dimineață și după ce s-au închinat până la pământ înaintea Domnului, s-a întors și au venit acasă la Rama. Elcana s-a culcat cu nevastă sa Ana și Domnul și-a adus aminte de ea. Când i s-au împlinit zilele, Ana a rămas însărcinată și a născut un fiu, căruia i-a pus numele Samuel, adică Dumnezeu a ascultat, căci a zis ea: de la Domnul am cerut.
Bărbatul său Elcana s-a suit apoi cu toată casa lui să aducă Domnului jertfa de peste an și să-și împlinească juruința. Dar Ana nu s-a suit și a zis bărbatului ei: când voi înțărca copilul, îl voi duce ca să fie pus înaintea Domnului și să rămână acolo pentru totdeauna. Elcana, bărbatul ei, i-a zis: fă ce vei crede, așteaptă până îl vei înțărca, numai împlinească-și Domnul cuvântul lui. Și femeia a rămas acasă și a dat țâță fiului ei până l-a înțărcat. Când l-a înțărcat, l-a suit cu ea și a luat 3 tauri, o efă de făină și un burduf cu vin. L-a dus în casa Domnului, la Silo, copilul era încă mic de tot. Au înjunghiat taurii și au dus copilul la Eli. Ana a zis: Domnul meu, iartă-mă! Cât este de adevărat că sufletul tău trăiește, Domnul meu, atât de adevărat este că eu sunt femeia aceea care stăteam aici lângă tine și mă rugam Domnului. Pentru copilul acesta mă rugam și Domnul a ascultat rugăciunea pe care eu făceam. De aceea vreau să-i dau Domnului, vreau să-l dau Domnului, toată viața lui să fie dat Domnului. Și s-au închinat acolo înaintea Domnului. Amin. Scumpii mei, ocupați-vă locurile. Este o zi frumoasă înaintea Domnului, am petrecut aici de dimineață la nuntă și în seara aceasta, în cadrul acestui serviciu divin, ne aducem aminte, așa cum deja s-a spus de câteva ori, de faptul că mamele noastre, soțiile noastre, fiicele noastre, dar în mod deosebit mamele noastre, sunt speciale înaintea Domnului, înaintea noastră și înaintea Bisericii lui Dumnezeu. Suntem aici împreună de mai mulți ani și probabil pentru mulți ani de aici înainte vom fi împreună după voia lui Dumnezeu. Suntem aici și avem sărbători în care ne bucurăm și sărbători în care plângem. Și pe una și pe alta le facem împreună, pentru că suntem frați și surori, suntem familia Bisericii Betania. Uneori, unii dintre noi au momente mai grele, sunt deranjați de ceva anume. Însă de fiecare dată suntem chemați să trecem peste, să ne iubim și să ne respectăm ca frații, să ne continuăm alergarea înspre cer și să dăm dovadă de maturitate, pentru că ne-a făcut Dumnezeu oameni mari și ne-am podobit cu experiențe care nu ne mai permit să ne comportăm ca niște copii și nici ca niște începători. În seara aceasta e o mare bucurie pentru mine să fiu cu dumneavoastră, să mulțumesc fraților mei slujitori care au ținut piept aici, în mijlocul adunării, slujirii, și în seara aceasta să fim împreună din nou, să citim din cuvântul lui Dumnezeu și să ne închinăm. Femeile în general și mamele în special sunt ființe unice prin dragostea, dedicarea, responsabilitatea, sensibilitatea și bunătatea lor. Astăzi, în mod convențional, în Statele Unite, deja mai bine de 100 de ani, este ziua mamei, zi în care sunt apreciate pentru ceea ce sunt și pentru ceea ce fac. Privind în Biblie la una dintre aceste ființe unice, pe nume Ana, în textul biblic pe care l-am citit, vom învăța lucruri care ne vor ajuta să ne respectăm mai mult, mamele, soțiile și fiicele. Cartea aceasta din care am citit 1 Samuel este scrisă de Samuel cu aproximativ 1100 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos. Și tema principală a acestei cărți este să prezinte forma națională de conducere care se confruntă cu schimbarea trecând de la conducerea prin judecători la conducerea prin împărați. Trece de la judecător la monarhie. În introducerea cărții observăm că în timpul preotului Eli, penultimul judecător din Israel, o femeie, femeia aceasta pe care o chema Ana, rămâne însărcinată în mod supranatural, îl naște pe micuțul Samuel, care va deveni ultimul judecător între judecătorii lui Israel, va face trecerea la monarhie, și felul în care trăiește această femeie, în criza ei și mai apoi în bucuria ei, mă gândesc că este un exemplu potrivit pentru sărbătoarea mamelor din această seară. Ana a fost o femeie specială în generația ei, motiv pentru care Dumnezeu a așezat-o în istoria eroilor lui, pe care îi prezintă în Biblie. Și cred din toată inima că exemplul ei
ne ajută să înțelegem mai bine orizontul femeilor la modul general și orizontul mamelor la modul special. Ceea ce eu vreau să spun în predica din această seară este valabil în mod special pentru mamele creștine, mame care și-au închinat viața lui Dumnezeu și mame care se implică în împărăția lui Dumnezeu. Primul lucru pe care vreau să-l afirm este că femeile își doresc să fie mame. Aceasta este o considerație. Femeile își doresc să fie mame. Este misiunea lor, este un vis al lor, este o chemare lăuntrică. Și nu se simt împlinite până când nu devin mame. Exemplul din această seară confirmă această afirmație. Am citit mai de mult că în cotidianul american Oklahoman, publicat în 20 octombrie în 2010, a fost un articol foarte impresionant care a atras atenția opiniei publice. M-am gândit că ar fi potrivit să vă spun că în acest articol, o femeie americană de 41 de ani, Stacy Cream o chema, a rămas însărcinată la începutul anului 2010, prin luna martie. La puțin timp după ce a rămas însărcinată, nu mai avea copii, a avut un vis și la vârsta aceasta de 41 de ani, visul i s-a împlinit, soțul a părăsit-o. La câteva luni, simțindu-se rău, și-a făcut analizele și doctorul i-a spus că are cancer în formă foarte avansată la ceafă și la cap. I-a spus că trebuie să procedeze neapărat la un regim de chimoterapie foarte aspru și să renunțe la copil. Trebuie să-și salveze viața și va încerca altă dată dacă va mai fi posibil să aibă un copil. Femeia aceasta i-a spus medicului că are nevoie de timp să se roage. S-a rugat și a realizat că până la urmă avea de ales între viața ei și viața copilului. Și s-a hotărât. S-a dus la doctor și i-a spus: domnule doctor, nu renunț la copil și nu fac chimoterapie pentru că l-aș omorâ sau s-ar naște cu malformații. Indiferent ce se întâmplă cu mine, vreau să dau viața acestui copil. Aproape de luna septembrie s-a simțit foarte rău, își pierdea destul de des cunoștința și într-una dintre zile când s-a simțit așa de rău, ambulanța a dus-o la spital. Doctorii au realizat că ea își trăiește ultimile clipe ale vieții, i-au scos copilul prin cezariană și când ea s-a trezit, i-au spus că i-au scos copilul, l-a pus la incubator și încearcă, avea doar 5 luni fetița, trecut de 5 luni, încearcă să o țină în viață. Ea a cerut să vadă copilul și doctorii i-au spus că nu-l poate vedea pentru că el este ținut într-o capsulă la incubator în condiții speciale și a spus că o să-i aducă niște poze cu copilul. Ea a insistat foarte mult să-i aducă copilul și la insistențele ei și mai ales la insistențele familiei, ea avea un frate care era căsătorit, care avea 4 copii și care o ajuta în situația asta rămasă singură și bolnavă. La insistențele lor, deci, doctorii au acceptat pentru o perioadă foarte scurtă de timp și foarte bine organizată, asistată din punct de vedere medical, au adus capsula cu copilașul, cu fetița. Era mică, mică. I-a luat copilașul acela în brațe pentru câteva clipe, a început să plângă și i-a mulțumit lui Dumnezeu. A treia zi a murit. Și copilul, printr-un testament pe care el a făcut, a rămas în grija familiei fratelui ei. Când am citit această scrisoare, acest articol, am fost destul de impresionat. Femeile sunt un tip de ființă umană destul de deosebite de bărbați, extrem de sensibile. Scopul lor nu este performanța, ci viața. Scopul lor nu sunt realizările și concurența, ci dimpotrivă dragostea și comunicarea. Ele trăiesc întotdeauna pentru familie, închise în casa lor și de cele mai multe ori se expun la multe sacrificii. Cazul acesta pe care vi l-am prezentat nu vrea să confirme decât faptul că femeile își doresc să fie mame. Biblia, în textul pe care l-am citit, ne spune că un bărbat pe nume Elcana avea 2 neveste, potrivit obiceiului vremii de poligamie, și una dintre ele avea copii, avea fiice
Și evident că o umilea pe consoarta ei, pe Ana, care nu avea copii. Aceasta era disprețuită, era ironizată și Biblia ne spune că ea suferea din pricina aceasta. Plângea, nu mânca, era foarte îndurerată și amărâtă. Observați, vă rog, că Penina se mândrește cu faptul că are copii și Ana suferă că nu are copii. O femeie își dorește copii. Atunci când Adam i-a dat nume soției lui, anumit-o Eva, adică ființa care naște, prin excelență numele pe care l-a purtat prima femeie are legătură cu perpetuarea speciei umane. De aceea orice femeie își înțelege misiunea în lumea aceasta să nască copii. Ana a suferit pentru că în mod natural nu a putut să aibă copii. Și a suferit așa de mult, mai ales pentru că cealaltă soție a bărbatului ei, Penina, folosea orice prilej, mai ales atunci când mergeau la templu să se închine, la casa lui Dumnezeu. Mai ales că atunci când erau împreună să se închine, în momente foarte delicate, aceasta îi aducea din nou și din nou aminte de amărăciunea ei. Al doilea lucru pe care vreau să-l menționez. Femeile se luptă în neputința lor cerând ajutorul lui Dumnezeu. Trebuie să acceptăm faptul că femeile sunt ființe mai religioase decât bărbații. M-am uitat în Scriptură și am cules câteva principii care devin caracteristice înmănunchează specificul acestor ființe numite femeia. Și aș vrea să vă spun câteva dintre acestea. 1. Femeia este din același material cu bărbatul. Este ca el. De aceea este o mare copilărie să creadă cineva că femeile sunt niște ființe inferioare sau superioare. Sunt în egală măsură oameni ca și bărbații. Apoi, prin femeie a intrat și păcatul și neprihănirea în lumea umană. Și Pavel vorbește despre restaurare în timp ce Moise vorbește despre cădere. 3. Frumusețea este o particularitate a femeii, dar și o slăbiciune a acesteia. Și această slăbiciune este o slăbiciune pentru femei și este o slăbiciune pentru bărbați. 4. Femeia este foarte înclinată înspre relațiile interumane. 5. Dumnezeu interzice femeilor să își permită avortul pentru orice motiv. 6. Femeia cinstită este respectată în Biblie, în poporul lui Dumnezeu. 7. Femeile sunt mai înclinate înspre viața spirituală decât bărbații. Pentru orice afirmație dintre acestea 7 pe care le-am făcut și pentru următoarele care o să le fac, am cel puțin un verset biblic sau două, dar din lipsă de timp nu-l mai citesc. Însă dumneavoastră, cititori ai Bibliei, știți că aceste principii sunt practic manifestări, înțelegeri, interpretări ale Scripturilor. 8. Înclinația femeilor înspre spiritual le face vulnerabile. Aici o să citesc un verset biblic, aducându-vă aminte de ceea ce spune Samuel în capitolul 28, versetul 7. Saul a zis slujitorilor lui, căutați-mi o femeie care să cheme morții. Unde ați citit în Biblie, căutați-mi un bărbat care să cheme morții? De ce femeile chemau morții și bărbații nu? De ce femeile erau înclinate înspre supranatural, înspre religios și bărbații nu? Bărbații erau înclinați înspre plăcere, înspre performanță, înspre război, înspre achiziționare și acaparare. Femeile, printre altele, erau înclinate înspre supranatural. E adevărat că acesta e un, deși este un lucru pozitiv, ea îl manifestă negativ pentru că practica vrăjitoria, un lucru interzis, un lucru păcătos. Am vrut doar să spun că în Biblie femeia este asociată cu lucruri care o pun în legătură cu divinitatea. 9. Femeile au un puternic instinct matern. 10. Femeile sunt foarte înclinate înspre ospitalitate, mult mai înclinate decât bărbații. Unii dintre noi călătorim mult, suntem găzduiți în familii și știm că
întotdeauna gazda, adică femeia, insistă așa de mult să mănânci și dacă mai ai probleme, devii selectiv cu mâncarea, adică nu vrei să bei sucuri și bei apă, nu vrei să mănânci mai nu știu cum și încerci să te îngrijești un pic, e foarte greu să îi explici că nu poți să mănânci sau să bei. Și tot insistă, româncele insistă așa de mult să mănânci. Evident că este un lucru bun. Femeile sunt ospitaliere. Ultimul lucru pe care îl spun în mănunchiul acesta de gânduri desprinse din Scriptură, îmbrăcămintea unei femei are mesaj. Și din nou vreau să vă spun că e al doilea principiu care se potrivește numai femeilor, bărbaților nu. Îmbrăcămintea femeilor are mesaj. Mă veți întreba a bărbaților, nu? Foarte puțin. Eu vorbesc acum de Biblie. Și am să vă citesc ca să înțelegeți ce vreau să spun. Iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o, știți cuvântul, ca o femeie stricată. Ați citit vreodată în Biblie că i-a alergat înainte un bărbat îmbrăcat ca un bărbat stricat? Bărbații stricați n-au îmbrăcăminte specifică. Da, așa este. Bărbații stricați nu se deosebesc de cei nestricați prin îmbrăcăminte. Dar atenție, surorilor, nu mi-o luați în nume de rău. Sunteți surorile mele în Hristos. Femeile stricate, declarate sau nedeclarate stricate, se deosebesc prin îmbrăcămintea lor. Dumneavoastră nu-L puteți convinge nici pe Dumnezeu, nici pe mine și nici Biserica lui Dumnezeu. Că o îmbrăcăminte indecentă, o îmbrăcăminte provocatoare care expune trupul, acoperindu-l puțin și lăsându-l mai mult gol decât îmbrăcat, este o vestimentație specifică unei femei evlavioase. Goliciunea trupului are mesaj. Femeia aceea este disperată după atenție, nu are atenție și încearcă prin propriul ei trup să cheme privirile oamenilor. Nu vreau să intru în amănunte, nu-i scopul meu. Nu vreau să transform sărbătoarea aceasta într-un reproș. Am vrut numai să vă spun că Biblia spune că îmbrăcămintea femeilor are un mesaj mult mai puternic decât îmbrăcămintea bărbaților. De aceea, orice femeie evlavioasă când va ieși din casă, va ști că felul în care se îmbracă nu este altceva decât cum este ea. Pastorii, părinții, soții uneori au probleme cu această problemă. Trecând dincolo de gândul acesta, aș vrea să revin și să subliniez că femeile, când sunt în criză, în neputințele lor specifice, ele cer ajutorul lui Dumnezeu. Ele sunt mai înclinate înspre Dumnezeu, înspre lucrurile religioase. Observați care a fost soluția Anei. Ea și familia ei mergeau odată pe an la Silo să se închine Domnului și să-i aducă jertfe. Ea a apreciat mult intenția soțului ei. Vă puteți pune în situația lui Elcana? Se uita la soția lui, pe care o iubea mai mult. De ce credeți că o iubea mai mult? Că era mai frumoasă doar? Eu înțeleg din textul biblic că era mai frumoasă, dar înțeleg din textul biblic că era și mai altfel decât frumoasă în comparație cu Penina. Penina se pare că nu prea avea caracter. Dovada este că își permitea să răsucească cuțitul în rana unei femei care nu putea să fie mamă. Ea era femeie, trebuia să o înțeleagă, dar totuși nu o putea înțelege, pentru că profita în concurența ei cu Ana. Ea știa că Ana este mai mult în grațiile soțului decât ea și profita chestia asta să se răzbune, o atitudine mojică și urâtă. Răzbunarea este o atitudine mică a oamenilor mici. Însă Biblia ne spune că Elcana a încercat să o mângâie, îi dătea o jertfă îndoită, zice Biblia, adică dublă, mai mare. Și mai mult de atât îi spunea: femeie, ce aș putea să fac pentru tine? Încearcă să-ți găsești bucuria în mine, te iubesc, te respect, nu fac eu pentru tine mai mult decât copii, decât băieți? Și ea aprecia lucrul acesta, știa că el face tot ce poate, dar misiunea unei femei este să devină mamă. Soțul nu-i poate ține loc de copil. Și atunci femeia aceasta, în timp ce se închinau la Silo după ce s-au închinat, probabil că restul familiei a rămas să facă cumpărături, să vorbească cu oameni cu care se întâlnea doar o dată pe an, să viziteze cine știe ce. Și Scriptura ne spune că ea s-a dus la biserică.
S-a dus la casa lui Dumnezeu. Ea avea treabă cu Dumnezeu. Ea avea nevoie de Dumnezeu. Ea știa că Dumnezeu îi poate rezolva problema. Și priviți ce face când ajunge acolo. Scriptura ne spune că a început să se roage. Și Biblia menționează că s-a rugat timp îndelungat. Stimate surori, mame, soții, tot ce se întâmplă în familia dumneavoastră trece prin sufletul dumneavoastră, care are o constituție atât de sensibilă și vibrantă, mult mai sensibilă decât a unui bărbat, a cărei activitate se derulează la nivel cognitiv, la nivelul minții, la nivelul rațiunii. Prin sufletul dumneavoastră trec toate problemele copiilor, mici și mari. Știu că nu puteți să vă culcați decât atunci când vă ajung soții acasă sau copiii. Acesta este exemplul pe care l-am văzut în casa mea. N-am putut niciodată să-mi imaginez cum nu poți să dormi dacă nu ți-e un copil acasă sau nu ți-e soțul acasă. Măcar că știi unde e, știi că vine avionul la 2 sau la 1 sau la... Culcă-te, domne, că vine avionul și că dormi și că nu dormi. Femeile nu pot fi înțelese de bărbați, sunt diferite. Însă în familie trebuie să fie cineva așa. De aceea cuvântul mamă e mai vibrant decât cuvântul tată. Femeile au acest specific. Și femeia aceasta s-a dus în casa lui Dumnezeu și s-a rugat mult. Atunci când vei avea o problemă care te sufocă, care te neacă, care te depășește, care simți că e ca un drum închis, du-te în casa lui Dumnezeu și roagă-te. S-ar putea cineva să te oprească, cineva să te disprețuiască, cineva să te critique, cineva neînțelegându-te să te vorbească de rău, cine știe ce vorbe să spună pe seama dumitale, a lacrimilor dumitale. Ascultă-mă, fii o femeie matură și nu te împiedica de oamenii care nu te înțeleg. Oamenii aceia nu sunt în interiorul experienței dumitale, nu te pot înțelege. Să nu te aștepți de la ei să te înțeleagă, că pe ei nu-i doare măseaua cum te doare pe dumneata. Continuă să stai acolo că ești în cel mai bun loc. Continuă să te rogi că faci cel mai bun lucru pe care îl poți face. Femeia aceasta s-a dus în casa lui Dumnezeu și s-a rugat. Atunci când te vei confrunta cu imposibilul, când problemele vor fi fără soluții, du-te în casa lui Dumnezeu și roagă-te. Și roagă-te mult. Iar dacă acolo vei da peste oameni care te vor incomoda, și nu te va incomoda unul dintre membrii bisericii, te va incomoda nici mai mult, nici mai puțin decât pastorul. Pentru că atitudinea pe care o ai, datorită marii suferinți cu care te confrunți, îi va da lui percepția că ai probleme. O femeie nu se roagă 2-3 ore stând pe genunchi. O femeie se roagă 5 minute, 10 și pleacă acasă, care are probleme, e ocupată cu casa, cu treburile. Femeia asta a stat mult timp în rugăciune, nu știu să spun cât. Și lui Eli i s-a părut ciudat lucrul acesta, insistența ei i s-a părut ciudat, probabil că nu era obișnuit pentru el să vadă femei de genul ăsta. Mai mult de atât, ea nu se ruga cu voce tare. Frații mei, noi avem obiceiul să măsurăm harul în volumul vocii și ni se pare că atunci avem har când ne rugăm tare. E adevărat că există ceva de genul ăsta, adevărat, dar... Să nu credeți că rugăciunea e cu har când ne rugăm cu voce tare. Să nu spunem că tonul vocii e direct proporțional cu intensitatea harului. Că atunci avem o unealtă de măsurat foarte rablagită, foarte mică. Femeia aceasta s-a rugat și nu i-a ieșit nicio vorbă din gură. Își mișca doar buzele cum facem noi duminică dimineața la cina Domnului. Aia e rugăciunea Anei. Și pur și simplu totul ardea în interiorul ei. Nu-ți cunoaște Dumnezeu inima? Ba da. Nu vede Dumnezeu că e un foc înăuntru care arde și de-abia îl mai poți ține ca să nu mor, să nu pleznești? Ba da. Are nevoie Dumnezeu neapărat să spui cu voce tare nici vorbă. Este exemplu Anei împotriva rugăciunilor cu voce tare? Nici de cum. În Biblie sunt oameni care au strigat în disperarea lor. Am vrut numai să spun că rugăciunea nu trebuie neapărat să fie așa sau așa, ci în funcție de ce se întâmplă înăuntru. Nu e o regulă să țipi sau să vorbești încet sau doar să-ți miști buzele. Ana a fost așa, alții s-au aruncat cu fața la pământ, alții au stat în genunchi, alții s-au rugat cu voce tare, alții și-au ridicat mâinile. Există o flexibilitate, o varietate, foarte colorată atitudinea în rugăciune și mai ales volumul vocii. Femeia aceasta a stat înaintea Domnului.
Și observați ce spune Biblia despre rugăciunea ei. Putem învăța teologia Anei ascultându-i rugăciunea. Ana a afirmat puterea lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeul oștirilor, așa s-a rugat ea. Ea a crezut că Dumnezeu este generalul oștirilor și ea s-a rugat la persoana numărul 1, la el mai mare. Așa a știut ea ca femeie și a imaginat o armată cu generalul în frunte și a spus: Dumnezeule, eu mă rog ție, cel mai mare. 2. Ea s-a adresat cu smerenie: dacă vei binevoi, Doamne, să te uiți la roaba ta, câtă umilință, câtă modestie, ce frumos, ce femeie modestă. Unde este atitudinea aceea îndrăzneață, plină de tupeu? Nu primesc boala! Așa cum ne învață astăzi harismatici să ne rugăm. Nu primesc necaz! De parcă Dumnezeu te întreabă dacă vrei să te îmbolnăvești sau nu. Poruncesc bolii să plece! Vreau să fiu sănătos și bogat! Oameni buni, Dumnezeu este Tatăl nostru. El ne trece prin bucurii și ne trece prin necazuri. Noi ne rugăm pentru vindecare, dar tupeul acesta în rugăciune, permiteți-mi să vă spun că n-are sprijin în Biblie. Femeia aceasta s-a rugat ca un om și s-a rugat căpeteniilor oștirilor și a spus așa: dacă în bunătatea ta vei vrea să te uiți cu milă la mine, că sunt roaba ta, sunt o firimitură, sunt un muritor, un fir de praf, un abur, dacă vei vrea să te uiți la mine, n-ai nicio obligație. Nu te-am putut obliga în viața mea ca să mă asculți sau să faci acest cer. Dar dacă vei vrea să te oprești în dreptul meu, câtă modestie, ce frumusețe, ce caracter, ce femeie nobilă. Și totuși tovarășa ei de viață o înțepa cu atâta răutate și nu vedea frumusețea caracterului ei. Dacă ai caracter, să nu te miri că oamenii nu-l văd. Pentru că ei nu-l văd, nu pentru că nu-l ai, ci pentru că ei nu-l au. Penina n-a știut să aprecieze, nu aștepta apreciere de la oameni. Poate ești o femeie deosebită și jertfa ți este mare, poate ai crescut copii, poate ai un soț cu care a fost greu și totuși îți duci crucea cu demnitate. Poate ești bolnavă, poate te confrunți cu tot felul de situații, te uiți la dumneata și parcă ai obosit și spui: Doamne, de ce altor femei este așa de ușor, iar eu port o cruce care pur și simplu e așa de grea? Nimeni nu știe să răspundă la întrebarea asta. Cu toții știți că în iarnă sora Luminița Damianov, venind de la școala unde și-a dus copiii, era gheață, zăpadă pe jos, a căzut și și-a rupt piciorul, ambele oase dintre genunchi și talpa piciorului. Am fost împreună cu Carmen și am vizitat-o acasă și după ce a avut operația unde doctorul i-a așezat oasele și avea piciorul în gips, după o perioadă de timp l-a scos și a pus o cismă și acum este în situația aceasta, mai are până când se va face bine să înceapă să-și pună piciorul în pământ și ne-a spus următoarele lucruri: o să vin la biserică. La biserică cu piciorul în gips? Dar de ce? Stai acasă și încearcă să te refaci, nu te expune. O oră face de acasă până aici. Și a spus: merg la biserică din două motive. Vreau să fiu un sprijin moral pentru Tabita, colega mea, și pentru celelalte învățătoare de la limba română și vreau să fiu un exemplu pentru copiii mei și pentru copiii de la școala duminicală. Ori de câte ori vin cu pastorii din ofisul pastoral și venim înspre sanctuar, trecem pe lângă librărie. Și întotdeauna este acolo, pe un scaun, mă întreb ce se întâmplă cu oamenii care au două picioare, fac 10, 15, 20 de minute până acasă, sunt tineri, au putere și totuși nu se gândesc să vină la biserică. Au o grămadă de motive, atât de copilărești, atât de ridicole. Zice: nu mai vin la biserică, nu mai suna, nu mai vizita, nu mai vedea niciun telefon. Om de 40-50 de ani. Dar eu nu-i dau niciun telefon să mănâncă, dar el mănâncă de vreo 2-3 ori pe zi. Numai la biserică nu mai vine că nu l-am sunat eu sau nu știu cine. Fraților, atunci când cineva îl iubește pe Dumnezeu, se vede de departe și piedicile pe care un om le are, uneori suferința, tot felul de handicapuri, cruce grea pe care nimeni nu o înțelege. Aici sunt oameni care au suferințe în viața lor și totuși dau mulți bani la biserică, au contribuit la construcția acestei biserici și de atunci și până astăzi la susținerea ei și a tuturor proiectelor.
Dacă s-ar număra banii pe care unul dintre membrii bisericii i-a dat de când s-a întors la Domnul până astăzi, am fi foarte impresionați să ne uităm la suma care se strânge, la efortul pe care l-a făcut, la timpul pe care l-a dedicat în repetarea unor cântări, în realizarea unor predici sau în alte și alte lucrări pe care le-a făcut pentru împăratul. Vreau să vă întreb în această seară, credeți dumneavoastră că în femeile acestea simple, pe care lumea le critică că nu se ridică la nivelul destrăbălării ei, credeți că Dumnezeu nu vede jertfa asta? Credeți că Dumnezeu nu o apreciază? Chiar dacă există momente când nu ești înțeleasă și poate Eli sau poate altcineva spune, hei, ceea ce faci mă face să cred că ai probleme. Femeia aceasta a știut că trebuie să meargă și să se roage. Mai mult de atât, ea s-a rugat concret și a spus următorul lucru, dacă îmi vei da un băiat, ți-l dedic ție și niciodată nu ți-l iau înapoi, e al tău. Foarte concret s-a rugat. Când faci o rugăciune concretă, e riscant să se împlinească. De aceea cel mai simplu e să o faci la modul general, că ori se împlinește, ori nu, nu te costă mult. Ana s-a rugat concret, pentru că femeia aceasta a crezut în ce a spus. Femeia aceasta a făcut rugăciune și a făcut juruință în rugăciunea ei și s-a rugat cunoscând și respectând cuvântul lui Dumnezeu. Vă mai aduceți aminte ce spune în Numeri, capitolul 11? Briciul nu va trece peste capul lui. Femeia aceasta a cunoscut legile Domnului, a cunoscut cuvântul Domnului. Dumnezeu a onorat credința ei și când s-a întors acasă, într-un mod neînțeles, ea care nu putea să aibă copii, Dumnezeu i-a dat băiatul pe care l-a așteptat. Încerc să-mi imaginez cum gândește Dumnezeu, ce a zis când a văzut-o rugându-se, cum i-a numărat lacrimile care i-au curs din ochi de-a lungul anilor, cum s-a uitat la măreția copilărească a Peninei, tovarășa ei, care o înțepa batjocorind-o în suferința ei. Cum i-a măsurat Dumnezeu, cum un doctor, un medic îți măsoară temperatura cu un aparat de măsurat temperatura sau îți ia tensiunea, așa Dumnezeu i-a măsurat suferința acestei femei. Și a hotărât Dumnezeu un timp în care pur și simplu a sfidat normalul, intrând în istorie și dându-i un băiat acestei femei, schimbându-i pentru întotdeauna destinul. Stimate mame, stimate surori, atunci când viața o să vă stea împotrivă, atunci când nu veți mai avea soluții, atunci când veți fi neînțelese, când veți fi judecate și criticate de niște oameni care sunt sătui, de aia nu îl înțeleg pe cel flămând, aduceți-vă aminte că este cineva care te înțelege și când ești flămând și când ești sătul. Du-te în casa Domnului și roagă-te. Iar dacă cineva te va disprețui, continuă să te rogi. Iar dacă cineva te va critica și te va judeca, continuă să te rogi. Pentru că va veni o zi când Dumnezeu va deschide cerul și îți va schimba situația în care te afli, ridicându-te și oferindu-ți victoria pe care o cauți. Lăudați să fie Domnul! 3. Mamele își doresc să aibă copii, acesta era punctul 1, femeile își doresc să aibă copii, dar acest punct 3 spune altceva, mamele își doresc să aibă copii care îl slujesc pe Dumnezeu. Și eu fac parte dintr-o familie ca și dumneavoastră. Trebuie să accept faptul că bărbații au plusurile lor, dar în același timp încerc să fiu obiectiv și să recunosc că femeile au plusurile lor și ele. Unul dintre plusurile lor este faptul că au o preocupare exagerată pentru copiii lor. Poate fi un copil cu defecte, cu handicapuri, poate să nu exceleze prea mult la învățătură, să nu fie foarte frumos la trup, însă o mamă găsește frumusețe în el. Bărbații trăiesc pentru performanță și dacă copilul nu ajunge la performanță, bărbatul se simte umilit, lui trebuie vitej. O mamă vede un viteaz într-un copil cu handicap, într-un copil cu limite, într-un copil cu probleme, îi dă credit, îl iubește, îl îngrijește ca pe doi într-unul și te uiți la mama aceasta și te întrebi cum poate să facă lucrul ăsta, precum odinioară Maica Tereza, care a fost surprinsă de un grup de reporteri americani ce vizitau India în timp ce i-a spăla, fără frica contaminării și fără silă, trupurile lipsite de carne în anumite zone ale leproșilor. Și unul dintre reporteri a spus că așa ceva n-aș face nici pentru $1,000,000.
Și femeia s-a uitat la el zâmbind și a spus, pentru $1000 n-aș face-o nici eu. Femeile au un stil de a gândi, de fapt, dacă îmi permiteți și mă înțelegeți ce vreau să spun, femeile au un stil de a simți. Mamele trăiesc în dimensiunea aceasta, în dimensiunea aceasta a iubirii, a emoțiilor, a simțămintelor. De aceea pot să se dedice în totalitate copiilor lor, chiar și atunci când nu au performanță, când sunt sub limita minimă admisă. Priviți, vă rog, la femeia aceasta. Când i-a venit vremea copilului, l-a adus la templu. Și Scriptura ne spune așa, că a luat jertfă, dar nu orice jertfă, o jertfă abundentă. Și i-a spus lui bărbatul său, eu mă duc la templu să-l duc pe copil acolo după cum am promis lui Dumnezeu. O mamă de caracter se ține de cuvânt și când se duce la templu, nu se duce cu mâna goală. Știu că nu întotdeauna ai mulți bani, dar întotdeauna ai bani. Nu întotdeauna ai mult timp, dar întotdeauna ai un pic de timp. Femeia aceasta s-a dus la templu pentru că așa a promis. Nu putea să nu se țină de cuvânt. Vă puteți imagina ce a simțit femeia asta, o mamă care își ținea copilul în brațe pe care l-a așteptat ani sau poate zeci de ani. Era singurul copil. Visul împlinit după atâta timp. Poate era înspre 40 de ani. Poate că ar mai fi trebuit să spună, știi ce? Mai îl țin un an, doi să mă bucur de el, că oricum ce face Dumnezeu cu el la templu? La ce perioadă se înțarcă copiii? Biblia spune că după ce l-a înțărcat, adică atunci când a putut să nu mai fie dependent de ea, l-a dus la templu. Sunt impresionat de caracterul acestei femei, de integritatea ei, de cuvântul pe care l-a spus și pe care și l-a respectat. Ce femeie deosebită, ce mamă grozavă. Nu-i de mirare că a ieșit un copil ca și Samuel din ea, nu-i de mirare că a putut să o suporte pe Penina și nu-i de mirare că Elcana a iubit-o. Biblia ne spune că a iubit-o. A știut el de ce o iubește pe femeia asta, măcar că nu putea să-i facă copii. Oamenii cu sufletul frumos sunt ușor de iubit. Și invers. Un alt lucru pe care vreau să-l spun și am încheiat, timpul meu e acolo să se încheie. Mamele respectă oamenii lui Dumnezeu. Femeia asta se duce în templu și preotul se comportă ca un copil. Nu înțelege, o descurajează, se miră că se roagă mult, pentru el era normal să se roși puțin, și îi vorbește destul de greu de suferit. Uitați-vă în carte cum mi se adresează această femeie. Este de-a dreptul impresionant. Cam el a vorbit într-un fel care te punea în situația să-i vorbești la același nivel. Și să spună, nu ți-ar fi rușine tu, popă, tu așa îmi spui mie când eu vin în casa lui Dumnezeu să mă rog, în loc să mă premiez că mă rog mult, tu te crezi că-s beată că mă rog mult? Dar cum trebuie să fiu ca să mă rog? Cum trebuie să fiu? Ca să fiu trează, ce trebuie să fac? Să mă rog un minut și să plec? Femeia asta nu-i răspunde pe tonul ăsta și nu se încadrează în nivelul ăsta de discuție. Și observați ce se întâmplă. Ea îi spune, nu, domnul meu, domnul meu. Merita Eli un astfel de apelativ? S-a comportat el ca un domn, de-l numește ea domn? Femeia asta nu i s-a adresat în funcție de atitudinea de moment. Acum, dacă mă suferiți, încercați, vă rog, să înțelegeți ce vreau să spun. Femeia aceasta, când l-a numit domn, nu s-a referit la cum s-a comportat chiar atunci, și s-a referit la oficiul pe care îl făcea. Să știți că oamenii care stau aici și alți câțiva care sunt acolo, eu personal, dumneavoastră sunteți aproape 1000, eu sunt unul singur. Uneori, uit, greșesc, întârzii. Femeia aceasta s-a uitat la omul acesta care îi greșea, însă nu s-a coborât la greșeala lui și l-a tratat la nivelul oficiului lui preoțesc și i-a spus așa, domnul meu. Înțelegeți ce vreau să spun? Mamele care au caracter, mamele speciale, ele respectă oficiul pastoral preoțesc. Și se adresează frumos, chiar dacă în clipa aceea
Puteau să se adreseze și altfel. Ele nu-și permit. Mai mult de atât, ea nu numai că se adresează frumos, oferă respect, ea oferă explicații, spune: omule, uite, ca să mă înțelegi, o să spun ce s-a întâmplat. Uite, eu sunt o femeie care e așa, 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 așa. Îmi înțelege acum durerea? Și el îi se rușinează. Dacă l-ar fi obrăznicit, probabil că el i-ar fi spus: ieși afară de aici. Și amândoi plecau acasă supărați, frustrați și nu puteau dormi toată noaptea că s-au supărat unul pe altul. Dar femeia aceasta, o femeie cu minte, a planat un conflict și l-a ajutat pe Eli, plictisit și rutinat de oamenii care veneau la biserică, să înțeleagă că e vorba de o inimă frântă. Îi vorbește frumos și îl câștigă. În încheiere vreau să vă spun o întâmplare foarte scurtă, probabil de câteva clipe. Am citit-o acum de curând, ea a impresionat foarte mult opinia publică. Se spune că în cutremurul acesta, în nenorocirea aceasta care a trecut peste japonezi, imediat după ce s-au liniștit toate, echipele de salvare care s-au organizat au mers printre dărâmături să vadă dacă mai găsesc victime prinse acolo, sub molos, sub dărâmături, sub pereții, tavanele care au căzut peste ei. Și la un moment dat au găsit sub o casă care s-a dărâmat o femeie care era așa acoperită parțial de pereți, de ziduri, care avea o poziție foarte ciudată, parcă se ruga, era așa aplecată. Au mers la ea și au constatat că este moartă. Însă liderul la echipa aceasta a avut așa un simțământ ciudat și le-a spus oamenilor: să încercăm să dăm totul la o parte din jurul ei și să o scoatem de acolo. Când au scos-o de acolo, au găsit un copilaș de 3 luni, un băiețel de 3 luni, înfășurat într-o pătură foarte colorată, sub trupul ei. Și pentru că trupul ei l-a acoperit pe copilaș, trupul ei a fost zdrobit, dar copilul a rămas în viață. Și în pătura aceea, când echipa a desfăcut-o și a luat copilul, era un telefon pe display-ul căruia scria următoarele cuvinte: dacă supraviețuiești, să-ți aduci aminte de mine că te-am iubit. Mesajul acesta a impresionat pe cei care l-au citit. Femeia aceasta a murit încercând să-și protejeze copilul, lucru pe care l-a reușit. Stimate mame, stăm azi în fața Domnului alături de dumneavoastră în această zi în care încercăm să vă cinstim pentru tot ceea ce sunteți și pentru tot ceea ce faceți. Pentru faptul că sunteți femei evlavioase, credincioase, pentru că ați născut copii, pentru că i-ați crescut, i-ați educat, i-ați adus la biserică cum ați putut, sunteți cu ochii pe ei, încercați să investiți în ei, încercați să-i vedeți frumos și buni pentru ca să devină așa cum îi vedeți. În seara aceasta vrem să știți că vă apreciăm în Domnul și vrem să știți că Dumnezeu vă binecuvintează ca să vă împliniți misiunea. Și alături de soții dumneavoastră, de biserica lui Dumnezeu, vrem să mergem înainte pe drumul acesta pe care ni l-a arătat Domnul, respectându-ne, prețuindu-ne, ajutându-ne unii pe alții și împreună cinstindu-L pe Domnul. Scumpii mei, permiteți-mi să vă invit să ne ridicăm la rugăciune. Să ne rugăm Domnului, să ne rugăm pentru mame, soții, fiice, pentru biserica lui Dumnezeu și cu rugăciunea aceasta să încheiem serviciul divin.